Înainte de a anunța serviciul că mașina de spălat nu mai evacuează apa, că nu mai stoarce hainele bine sau că hainele au scame când le scoateți din mașină, ar fi bine să verificați starea filtrului de scame. Când acesta este plin, împiedică buna funcționare a mașinii. În cele ce urmează, vă voi arăta pas cu pas cum se face curățarea acesteia. În funcție de tipul de mașină, filtrul se găsește în partea de jos, acoperit de o mască de aceeași culoare cu restul aparatului. La altele îl găsim în interiorul cuvei. Citirea manualului de instrucțiuni vă va lămuri asupra mai multor aspecte: unde este poziționat filtrul, modul de accesare, dar și condițiile sau atenționările esențiale pentru această operațiune. Noi vom demonstra curățarea pe o mașină cu filtrul situat în partea de jos. Cel mai important pas este să vă asigurați că mașina este scoasă din priză. Verificăm că a terminat programul de spălare, evitând astfel riscul ca apa să fie evacuată după demontarea filtrului. Luăm o lighean de înălțime medie, ridicăm masca ce camuflează filtrul și deșurubăm capacul. Iată cum. Nu vă speriați dacă odată ce am dat capacul la o parte, va începe să curgă apă. Aici intervine ligheanul. Așteptați să se scurgă toată apa și scoateți filtrul, spălați-l cu apă fierbinte și un pic de detergent până rămâne curat, eventual ajutați de o perie fină. Puteți face singur curățarea sau cu ajutorul unui specialist cum ar fi partenerul nostru, ServSkills. Filtrul nostru este curat acum, putem să-l montăm la loc, înșurubând cu atenție. Pentru a nu repeta operațiunea des, vă recomand să verificați mereu buzunarele hainelor ca să vă asigurați că nu sunt hârtii sau alte obiecte. Scoateți branțurile pantofilor și alte părți detașabile. Unele dintre ele s-ar putea să fie de hârtie și în contact cu apa să se descompună. Dacă aveți animale, ar fi bine să curățați părul în exces de pe haine sau covorașe înainte de a le băga la spălat. Pentru alte sfaturi sau întrebări, veniți în magazine, unde specialiștii noștri vă vor ajuta să faceți alegerea cea mai potrivită.